Cosa faccio a mezzogiorno? Posso mai, posso mai. Dai, ma tu sei andato da Torino, Adriana. Ci sto giocando la vita di sera. Sono in di sei qua. Thank you.
Da, 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 da
La tine spuneam nu te-am mai văzut. Da. Cine a fost? Ai mutat la fund. De ce te-ai simțit? Daniela. Le spuneam că mă onorează și vă rog să-mi scuzați emoțiile, evident.
și vă propun să începem această întâlnire. Urmărim o mică revedere cu coloana sonoră. Dragii noștri profesori, cei care ne-au favorit, care ne-au format și ne-au dirijat, au probat în timp proba supremă că iubirea este suprema responsabilitate. Vă mulțumim că sunteți astăzi aici, ne-ați adus o mare bucurie și știm că valorăm atâta bucurie cât aducem în jurul nostru. Deci au trecut 30 de ani. Zi după zi, iată-ne astăzi, cu altă minte, altă imaginație. Eu n-am Și nici nu trebuie. Și pentru că introducerile, în general, au tendința de a plictisi, vă propun să deschidem această festivitate prin a mulțumi gazdei noastre, Colegiul Național Gheorghe Brânceanu, chiar dacă n-a binevoit să ne onoreze nimeni cu prezența. Asta nu înseamnă că nu mulțumim școlii care ne-a format. O școală de elită, atât prin structurile sale, cât mai ales prin cei care cu dăruire și devotament au slujit această instituție. Și vă propun să onorăm școala noastră dragă, ascultând că o vreau în sigur. Tehnica ne face... Asta înseamnă tehnica. Asta înseamnă tehnica. Amen.
Voastre n-am avut așa emoții, cred că, de foarte multă vreme. Deși, teoretic, ar trebui să fiu învățată să vorbesc în fața tuturor ochișori. Și vă propun să trecem la cea de-a doua parte a acestei întâlniri, și anume la strigarea catalogului. Doar că de această dată nu vom începe așa cum obișnuim cu strigarea catalogului elevilor, vom începe cu strigarea catalogului profesorilor. Și vă invit, domnilor profesori, să ne spuneți pe unde v-au mai plimbat pașii, pe ce cărări, în ultimii 30 de ani. Și dați-mi voie, pe misiunea dumneavoastră, să încep cu domnul director Ion Popovici, directorul nostru drag. Domnule profesor. Eu sunt foarte bucuros că am reușit performanța care ați realizat-o și dumneavoastră, să vă întâlniți după 30 de ani de la terminarea școlii. Eu am reușit să trăiesc 30 de ani de atunci până acum, fără reparații capitale. Vreau să mulțumesc în primul rând celor care au organizat întâlnirea, să le mulțumesc pentru cum m-au invitat. Și în același timp să-mi declar marea bucurie de a participa la o asemenea întâlnire cu dumneavoastră. Mi-aduc aminte, nu vă mai recunosc acum, vă spun de timpul, ne-a schimbat pe toți. Ne-a schimbat trăsăturile fizice. Bine, că eu nu vă mai recunosc. Era o clasă foarte bună, i-am îngerit pe de rost, aproape. Și vă spun, în timpul ăsta, eu am căutat să mai lucrez în învățământ. După ce am ieșit la pensie în 86, am mai stat la școală aici, am mai lucrat, după aceea am mai lucrat în oraș. Și după aceea am renunțat definitiv, când vorbeam cu domnul profesor Cârciu și el a mai făcut la fel. Și ne-am liniștit la gospodăria noastră, în familia noastră. N-am avut probleme până acum cu sănătatea. În afară de faptul că timpul roade foarte serios puterea omului, și rezistența lui la efort. Este foarte greu acum să mă te mai miști, e foarte greu, însă eu sunt foarte mulțumit că mă pot mișca și că am venit la întâlnirea cu dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet pentru libertate și libertate. Doamne profesor, ne bucurăm că ați venit. Să constatăm că v-ați luat la întrecere cu natura și ați ieșit în vinul tău. Am dorit să știm ceva despre domnul profesor, domnul director adjunct Gheorghe Bâlbi. Dacă dumneavoastră știți ceva despre domnul Bâlbi. Este bine. Este bine? E bine, după o intervenție pe cor, câteva pasuri, este bine, însă preferă ca în perioada asta de căldură să-și petreacă timpul la Iași, unde fica lor au o căsuță la Bârnova și În ordinea noastră urmează domnul profesor Dumitru Cârciu, maestru eleganței și al bunelor maniere. Director pentru inițiativa asta de a ne întâlni după 30 de ani. Poate nu vă dați seama, pentru dumneavoastră e o realizare, pentru noi este extraordinar, este un moment de a ne mai reîncărca puțin bateriile, atât sau mai rămas.
Deci, în 36 v-ați mobilizat și ați fost, sunteți prezent 27. Asta este o realizare. Cei care au organizat și ceilalți care au venit și cei care nu au putut să vină, le mulțumim. Noi, profesorul, că am avut așa o, așa o promoție bună. Promoții care se găsesc din ce în ce mai rar în momentul de față. Ele de astăzi au alte preocupări bune. După aproape jumătate din copii, să zicem, o treime ați parcurs, vă dați seama, cu bunii și cu rele, și noi și voi, o treime la voi, cu vârsta voastră. Noi, profesori, am trăit prin dumneavoastră. Dacă vreți să ne trebuie, realizarea profesor și satisfacția profesorului, cea materială mai puțin, cealaltă sentimentală, este extraordinară. Extraordinară, dacă vreți, după 4 ani, când cam toți am fost împreună 4 ani de zile, să vezi cum iese produsul finit la o anumită etapă. Și după 30 de ani, mă uit aici, o parte le cunosc, așa, o parte le pot spune pe lume, barbă acolo e... Tot liceul mi-a spus Lucian, da? La satisfacție profesională, deja am lucrat până în 20-24 de ani la acest liceu. Cu elevi foarte buni. După 90 am rămas tot aici, cu elevi din ce în foarte buni, dar din ce în ce mai puțin interesați numai de carte. Le înțelegem, au apărut cărți și alte motive decât învățășeala. E bine, e rău, o să trageți dumneavoastră concluzii, aveți copii, o să analizați activitatea lor și a profesorilor. Eu zic că noi, colegii, prin dumneavoastră ne-am realizat. În fiecare zi că mă trezesc, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață. Și cum spunea domnul director, n-am avut nevoie de mari reparații. Am avut odată un sincop așa deosebită. Domnul director era director prim, eu director adjunct. Și făceam încadrările cu doamna Naro și cu doamna Avram la zi și la seara. Trebuia să nu încadrări de orar. Și la un moment dat, în cancelare, deci eram cu doamna Avram în stânga, doamna Naro în dreapta și îi spun doar atât am apucat să spun, că nu mai pot vorbi. Am avut o criză de apendicită extraordinară care mă ducea pe picioare. Așa, mă rog pe domnul director, care era fratele cu Dumnezeu să merte la spitalul universal. M-a dus domnul Mocan, alt coleg de-al meu, nu cu salvare, cu mașina mea lui. După masă, de la ora 1 până la 3, deci nu putea pune diagnostic de apendicită. De ce? Că mă durea în altă parte decât unde mă durea stânga și în dreapta unde. Și după ce s-au consultat, m-a pus diagnosticul 47 ori 3, deci la 100 ori. Dacă mergem de Franțuleșos, suntem la jumătatea de, suntem în floarea vârstei noastre. Noi suntem spre apus, dar suntem fruntea mintele și cu... Florile apusului. Florile apusului și împăcați, împăcați că am prins, un moment în învățământ bun. Degeaba se spune că învățământ românesc nebun e foarte bun, a fost mai bun, acum mai este bun. Bun. Să învățați și să îmi pare rău, că trebuie să spun. Și a făcut loc ca peste tot tutorelor și corupția și în învățământ, ca și în alte sectoare. Și din cauza acestei corupții mici
nu cauzăm cauzele, nici nu e corupție, mai mult așa supraviețuie. Profesori, nu toți, nu toți, dar o parte din ei nu-și fac datoria la clasă cum le ducem noi. Nu putem compara, două aspecte diferite. Atât vă spun eu, când am intrat în învățământ în 65, aveam 1150. Acum 1150 are un profesor gradul 1, cam cu 17-18 ani de învățământ. După 2 ani de după definitivă, deja aveam 1800-2000. Nu era mult, dar era suficient ca să crești pe locul 3. De ce? Pe locul 3 după inginer, doctor, precipitat să bage mâna în buzunar, să scoată telefonul de la... Ce faci? Dar ce trebuie să știu și asta? E, las mult. Nu i-am făcut niciun fel de observație, a trebuit 5 minute să stau, să le spun pentru ce le trebuie și matematica, nu numai. Toate obiectele și au locul lor, sertărașilor acolo în cultura generală. Și când am spus, zic, rămâi fără calculator, rămâi fără telefon, fără nimic, erau la o clasă de pus termopane, când am spus, era o clasă care de liceu cu meserii, care le-au făcut acum 7 ani. Zic, băi, dar cum o să măsori tu, dacă nu știi, cum o să calculezi area? Da, mă, măi, calculator. El credea că calculatorul face tot. Deci, cam ăștia sunt. Plus că nu mai vor să facă școală profesională, dar mai e rușine să facă. Eu am avut și elevi cu școală profesională care și-au desăvârșit studiile aici, vă spun clasa 11-12 ani seral, au ajuns inginer și nu numai eu, toți ca toți, am avut la seral, cu ori și-au ieșit inginer, doctor de la seral, maestri, oameni care mă întâlnesc după 40 de ani, nu-i mai cunosc, cum nu aș cunoaște nici pe dumneavoastră. Vreo 5 aș cunoaște după figură. După nume, cei care mă întâlnesc mai des. Mulțumesc! Eu am crezut că nu mai terminați, domnul profesor. Da, bine, da. Eu așa am crezut, că nu mai terminați. Domnule, am crezut că și la colegi cum se dă gol prin acolo. Ce nu știu. La colegi nu știu. Cum se dă gol prin 19 metri prin la, fără să dă. E o treabă. La matematică nu poți să faci 50 de minute dens matematică. Trebuie să mai ai măcar... 10, Paul. Da, 10. Stai, da! Nu faci 50! Mulțumim, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră și dați-mi voie să-i ofer cuvântul unei doamne care ne-a învățat cum să înmuiem sufletele dușmanilor și cum să topim cel ale prietenilor. Doamna profesor Șou. Da! Și cum să arătăm bine ca femei să nu fumăm niciodată? Ce? Da. Ai luat în ordinea obiectivă? Nu neapărat, e mai dinamică, nu așa era. Fizica chimie. Cine a avut ideea să vorbească de profesor? Eu. E cu profesor. Nu prea am fost maestră în discursuri niciodată. M-am fofilat totdeauna cât am putut să nu iau cuvântul la ședințe. Și la ședințele de partid eram mereu criticată că nu sunt combativă, că nu iau cuvântul. Și așa că l-admiram pe domnul profesor cu câtă plăcere
tenea discursul și câtă cursivitate avea în expunerea ideilor. În ce mă privește, nu știu dacă pe aproape de domnul profesor. Am emoții, așa mi-a fost firea. Prima oară de curs în liceu. Să știți că nu pot uita pe cei de acasă. N-am avut nici o secundă discuția cu soțul meu să rămâne undeva, ne ducem sau așa. Tot timpul așteptam vacanțele, să venim acasă, să ne întâlnim cu prietenii, să vorbesc indiferent cum, nu mă mai gândeam. Mergând spre școală, mă gândeam cum să spune, cum să zice, care-i trecutul, care-i subjunctivul. Zic, nu-mi trebuie subjunctivul, nu. Pase compoze, asta era, când îmi trebuia trecutul, cel mai ușor, îmi era și prezent. Și era, pe când aici merg, eu sunt cam gânditoare pe stradă, așa, și mergeam fără grijă, zic, ce mi-a trebuit să vin eu, ce caut eu aici? Părea rău, dar după aceea m-am obișnuit, am mers și al doilea an și al treilea an și după aceea am venit în țară. Am venit definitiv în țară, foarte. În 84, eu eram în 80 venită, în 84, voi ați fost ultima serie aici. După aceea am plecat în 85 la Bacovia, ca să vorbesc de transformările din viața mea, acolo. Cum ești publicația acum? Dacă mai țineți minte, care era algoritmul pe care l-a aplicat dumneavoastră când trebuia să ascultați? Da, da, da. Doamna profesoare, nu a el ieșit. Pentru că... Cum alegi ăsta era de bună oră? Aceasta era numărul de pani. Auziți? Aceasta era numărul de pani. Iar îmi cade numărul. Ce să fac? Asta se era soarta. Eu mi-asiguram notele prin trei lucrări de cont. Nu știu dacă... Dădeam lucrări de cont. Așa. Și eu mi-asiguram. Și după aceea mi-era indiferent pe cine ascult. Cum strigam prin numere sau cum? Nu, pe numere. Nu, 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 era cea toate calculele. Data zilei. Cine de serviciu? Împărțeam numărul de la elevul de serviciu. Dacă luau un 4, era dezastru. S-a luat la rău. Sau care au note, fac tocmai la sfârșitul trimestrului nou, dam în catalog, înainte de a intra la o clasă, să văd cine note sau, cui nu iese media, dar cui nu iese media, rar asculta. Deci zic, nu-mi plăcea. Trei ore la rând, mă spune. Prima patru, a doua trei, a treia cinci. Da. Și atunci când m-am gândit că să ascult unde se deschide catalogul, a fost o primă dată. Și pe pagină, sau cel de pe pagină. După aceea am zis că prea cum deschis catalogul și nu cred că deschide eu anume. Și atunci am schimbat cu data. Cine e de servici? Da, da. Nu mă spui, nu s-a atâta. Da, da. Sau ascultam să-mi spun un număr, un elev din clasă. Să-mi spun un număr. Și la numărul ce era, adăugam data de astăzi, mai învățeam la lor, mai speream data de astăzi. Și atunci, sigur că... Așa am procedat și în continuare. Da, cu voi ați dat teze pe bilete individuale? Da, da. Am avut un mare. Da, pe voi și pe doi la un bilet. Da, da. Da, așa. Mai rog și la un bilet.
dacă aș fi eu nu dormeam 5 ori pe noapte, media, nu dormeam. Aveam de corect, dar și bilete de făcut. Biletele celea care le vedeați nu erau la întâmplare. Erau puse să iasă o notă de 5, baza. Erau 3 sau 4 întrebări care asigurau nota de 5, după punctajul ăla care îl puneam în paranteză. Și apoi puneam pentru diferențiere un alt subiect sau două, trei. Și au doctorat pe tu. Da. Nu, nu, ca să-i determin cât de cât să înveți atât. Dacă mie îmi plăcea biologia, puteam să dau la medicină legeră, la când în chimie am plăcat pe tu. Nu zic, nu zic că învățau, cea care e cel foarte sufletește însă, te-am cerut să spunem ce am mai făcut, nu? De când, în cei 30 de ani de care i-am dat la asta. Da, am zis că am doi nepoți. Mai nimic n-am făcut deosebit. Așa trebuie să începem, dar da. Adică am învățat. Dar am învățat, să spunem, condiția de bunic. Nu? Bunic, am uitat doi băieți, spun, cam și doi nepoți. Băieți, băieții care ilustrează, să spunem, libertatea, care ilustrează viitorul României, al Europei și al lumii. Deci, de data asta sunt de partea băieților, nu mai sunt de partea fetelor, pentru că eram de partea fetelor. În general, așa am fost. Ce am învățat? Ce este libertatea, ca și dumneavoastră? Nu? Libertatea înseamnă, în primul rând, responsabilitate. Eu am început de 40 de ani, aici de 30 de ani, deci emoția așa prinde și fără. Mă scuzați, dar tu l-ai dat cu el. Și nu i-a dat. Noi ne întrebam cu oricine, că vă doamnă, dădeam de nume, deci nu poate. A fost colegă cu domnul Cadrama? Dar ei fac acum și Cadrama face peste vreo 3-4 zile. Face domnul Cadrama. Singur face domnul Cadrama. Singur face domnul Cadrama. Chiar dacă se adună colegii, își face la petrecere și credeți colegii. Foarte frumos. Da, ca să luăm în firul discuții frumos întrerupte de doamna, am mai învățat două teme, dacă vreți, pe care mi le preda cu domnul Lazar, prietenul nostru și profesorul dumneavoastră, două teme, să spunem, una al străinării, să leg imediat de subiect, nu? Ajung pe mine însumi, am mai cunoaște. Apropo de faptul că noi ne cunoaștem și ne cunoaștem după un zâmbet, eu știu, după ce, după ceva tainic, dacă vreți, ceva care nu mai este de acum reprezentat. Și cu o temă, iarăși, pe care o învățăm în fiecare zi, dacă vreți, nu credeam, din modă pentru Andy, nu credeam să învăț, am murit grozav. Mai timp cu recunoștință de profesorii care au pus și suflet în ceea ce au făcut. O astfel, sau un astfel de exemplu, doamna profesoră Condrea. Am intrat în învățământ în 1958, predând la generală 2 și generală 5, 59-60 la Ferdinand, era liceul numărul 1, 60-61 era liceul de la Ucici. În 61 s-a înființat liceul numărul 4 și am funcționat aici până la pensie în 1994. Poate face un calcul. Rapid. Nu fără calcul. Ei, nu, da. Am uitat la întrebare.
Mărturisesc că asemenea întâlniri pe care le organizați ne prilejesc și nouă aducerea mintei din vremi îndepărtate. Dar în același timp aduc pentru noi un plus de aromă, o patina timpului, un plus de mister, pentru că între ceea ce spuneți voi și ceea ce realizați, păcat când v-am ascultat pe voi întâi, asta a fost intervenția voastră, sigur că da, există ceva acolo, există un mister care nu vrem să fie decât al nostru și nu-l spunem. Nu știu dacă vi se întâmplă așa ceva. E ceva al nostru, eu ceva foarte intim. Nu-l pot spune. Da. Și nu-l pot spune. Nu-l pot spune, categoric. Și asta mă rog. Oricum ne aducem aminte cu plăcere împreună de asemenea vremuri. Însă, orice ar fi fost între năzbâtile sau pentru năzbâtile care mai făceam, așa cum s-a exprimat cineva la ore sau, mă rog, anumite atitudini, gesturi, special năzbâtile, toată simpatia. Pentru munca voastră deosebită, pentru a vă atinge un țel, pentru eforturile care l-ați făcut și a... Granița țării este meritul celor doi dragi profesori care cu sârguință ne-au tocat cu limba engleză și pentru astăzi eu n-am avut de 5 candidati, ce i-am așa? Lady first. Da, eu. Da, profesor Vizvaria. Da, eu. Cât o mai recunoașteți, așa, mă? 30 de ani au trecut și peste... Mulțumesc frumos. Și eu sunt o proaspăt pensionară, 2009, deci am 5 ani de pensie. Ești pionier. Ce să vă spun, am învățat și eu calitatea de bunică, nepoțică care între iulie face 6 ani și pe care eu am crescut-o, de asta m-am și pensionat, adică am plecat de aici, am spus că am grijă de viitorul familiei. Ați revenit cu Constanța acum aici? Da, da, da. În ultimii 30 de ani, în care am primit 20 de ani, cum se spune că șansele nu se pierd și cele pe care le-ai ratat tu le ia altcineva, în perioada aceasta am făcut un curs de ghizi și am lucrat paralel cu și ghid până în 2009. Dacă nu vine domnul profesor de guvern, eram chiar ultimul. Vreau să vă spun că limba engleză a rămas, a fost importantă și atunci și este importantă și acum. Să vă demonstrez cum. Era trecut pe stradă și era un tânăr cu un tricou. Un tânăr de 20 de ani, scrie așa, eat, drink, fuck. Asta e glumă. Crezi că ați auzit de profesorul Levischi, un mare specialist în engleză din țara noastră, care ne spunea în felul următor, când mergeam la perfecționare la Brașov, un om care nu știe o limbă străină, spunea el, este un om fără mâini și fără picioare. Spunea pe vreme ce, acum aveau 30 de ani. Dar astăzi problema este foarte importantă pentru cunoașterea. Și deci dumneavoastră de la cei doi profesori și de franceză ați rămas cu ceva de la noi. Acum vreo 2-3 ani de zile eram la liceu economic, aud din partea cealaltă o elevă. Două profesori, uite-o, văd, strigă cineva. Și fugea după mine, tânăra asta.
Nu mi-aduc aminte de la ce clasă. Deci nu invers. Da, asta e important. Și vă mulțumesc că am învățat la dumneavoastră engleză și eu acum am nevoie la serviciu de la dumneavoastră, domn profesor. Deci... Da. Da, am fost, eu am fost ceva mai sever decât colega mea. Știu chestia asta. Voi că eu iubesc mai mult decât pe mine. E adevărat, e adevărat. Dar să știți următorul lucru. Eu am învățat să fiu sever de la, de la profesorii mei. Doamna profesoară Șova, cred că a auzit de domnul profesor Zbira de la Liceul Ștefan Germar de la Suceava. Ați auzit. A fost profesor de chimie. L-a făcut profesor emerit, era o personalitate mare. Cea mai mare notă la chimie era 7. 7. Cea mai mare notă la chimie. Era, și toți profesorii erau foarte severi. Și eu am învățat să fiu sever de la ei, așa ca să nu... Bine, că și alți colegi. Deci asta este să transmite. Profesorii mi-au transmis chestia asta. Dar faptul că am făcut carte, am învățat cu dumneavoastră, ați făcut, ați fost o clasă bună. Îmi amintesc că în clasa 10 am avut inspecția de gradul 1. A venit profesor universitar de la Iași, doi profesori, care, într-adevăr, le-a plăcut cum s-a desfășurat orele la noi. Pot să fiu bucuros că sunt primul profesor de la liceul ăsta care a avut elevi la Olimpiada Națională din județ. La Olimpiada de engleză națională din județul Bacău, primul elev care a participat. Mihai Tincu, nu? Prima Olimpiadă de care a fost la Ploiești. Mihai Tincu a participat și a luat mențiune la prima Olimpiadă de la liceul acesta. Și cum au urmat și alții. Erika Ivanov, de armată și eu, și eram instructor, dar el era acolo, ajutorul meu, punea să facă drept cu voi, să vă spună că nu vă cunosc. Vă cunosc pe dumnealui, că mergea la armată și era șeful meu din detașament, la clasa voastră. Vă mulțumesc și vă urez multă sănătate. Și noi vă mulțumim, domnule profesor, și încheiem catalogul nostru virtual de astăzi, prin a da cuvântul unui foarte bun dansator, profesorul care ne-a învățat armonia mișcării, domn profesor Paul Mă aștept generația asta de 40 de ani la temele și o să-ți fac catalogul și trebuie să nu mai trebuie. Voi zice, am ținut neapărat să vin cu asta, vă mulțumesc că m-ați invitat la această întâlnire. Ieri am fost la absolvenții, am făcut liceul nostru, absolvenții actuali și acum în seara asta fac banchetul la asta. Le-am vorbit puțin despre generația profesorilor. Le-am spus că nu mi-au plăcut acțiunea celor tineri care intrând în cancelare nici măcar nu au ridicat ochii să vadă că vin acolo un fost elev, un fost profesor care a venit primul, printre primii în școala aceasta, așa cum a venit și doamna Cole. Și le-am spus că au sarcină foarte grea, fiindcă noi am plecat de la 0, 60 până acum era 0, eram 0 în lumea asta a liceelor, în țara noastră. Și am ajuns să ajungem în 2005 să fim pe locul 8 în țară. În ca valoare, rezultatul valoare, pe noastră. Meritul este al nostru, fiindcă noi ne-am văzut cu patronia și de-aia întrebați-vă doamna, nu? Cum îi zic eu, trădătoare? De ce? Că a plecat de la noi ca să fim aproape de casă. Fiecare ne gândim să ne fie mai bine. Ce vreau să vă spun? Munca noastră, asta a fost scopul nostru. Mi-am dus ca de postolache Serghei. Eu vreau să vorbesc foarte concret și numai despre școală, nu despre viață. Despre viață cred că știți mai multe noastre decât noi. Când spunea, băi, scopul nostru ăsta este. Scopul nostru este să-i ajungem pe Bacovia din ăla. Un colos al învățământului, tradiție de 100 de ani. Și am ajuns, 30 de ani am muncit și când i-am depășit ca rezultate școlare, eu m-am îmbătat. Prima dată m-am îmbătat, vreo 3 zile, nici nu m-am trăit. Numai când am luptat eu ca să-i bat, eu pe linia mea sportivă, când mă bătea, nu știu care, industrial 5, nu mă interesă. Dacă mă bătea Bacovia, muream. Întrebați-mi pe care... Te-ai îmbătat de virtute, nu? De virtute. Ce să vreau să vă spun?
m-am făcut comunist. Eu n-am fost comunist nici înainte, nici ăsta. De ce? Fiindcă am luptat pentru uniformele școlare, pentru astea care le-au, l-ați văzut ieri pe stradă, a fost defilare, frumos, fanfara, tot ideea mea, demonstrație de majoretă, nu știu mai ce, s-au luat după noi toate liceele și facultățile. Uite, nici nu știu acum, vă spun prima dată. M-a dus în judecată, dar bineînțeles că am câștigat așa, fără să mai mă judec, fiindcă spuneau că seamănă uniformele noastre, fiindcă m-am dus să facem toți, astea și deci, păi nu trebuie să semne cu al judecătorile, că mai ei sunt. Vorba, m-am dus la institut, m-am dus pe la București, pe la Iași. Nu trebuie să semne cu ale noastre, vedeți culori. Și atunci m-am gândit, bă, care e culoarea noastră? Păi roșia albastră, fiindcă ne duceam când la demonstrațiile alea de și comerciale și cea mai departe. Noi eram pe luz albastru, voi, și voi ați fost cu mine acolo. Eram pe luz albastru, eram îmbrăcați în albastru și alb. Astea erau culorile, astea sunt. O acțiune pentru sfârșitul acestei întrevederi, dacă dumneavoastră vă grăbiți, da. Dați-ne voie să vă oferim din suflet o diplomă de excelență. Și mulțumim că ne-ați arătat cum să vă mulțumim de ce și cum să aștept că arătați minunat la 30 de ani și acum sunteți într-adevăr în plenitudine a tuturor posibilităților omenești la vârsta aceasta pe care o vedeți. Da. Paul, da. Cine te așteaptă jos? Am 30 de ani de la terminarea liceului. 74. Doamna aia care a venit. Doamna care a venit acolo a venit. Da. 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 A venit după mine. Bun, la revedere. Da, să știți că vin. Această a doua parte a festivității.
comunității. Deci nu vă gândiți că scăpați de noi așa de repede, pentru că va fi și rândul nostru să spunem prezent catalogului, nu? La strigarea catalogului. Și vreau să amintesc și de cei doi maestri instructori pe care i-am avut, domnul Dumitru Pușcuță și domnul maestru Ioan Năstase. Îmi amintesc o glumă pe care unul din dâșii a realizat-o. Plecam cu întârziere de la ora de matematică, am ajuns la atelier și domnul maestru era foarte supărat pe noi că am întârziat. Și de supărare s-a uitat la noi și ne-a spus, fiți atenți pe unde vă puneți mâinile pe la utilajele astea. Că s-ar putea să vă accidentați mortal sau chiar mai rău. Vă propun să trecem la cea de-a doua parte și să începem prin insuflețite, că a mai fost o treabă de asta. Și să începem prin a vedea un material, video, cu fotografii de acum 30 de ani. Thank you.
Bine a fost frumos, băi. Am avut să vă mulțumesc. Dar nu știu, nu mai știu, dacă nu-i paranteză, nu mai știu. Nu mai e. Dacă este aici, da. Nu
este scris aici. Da, da, nu m-am uitat acolo. Deci, pe scurt, noi am fost lungi. Toată viața ne plictisiți. Dumneavoastră acum puteți să ne plictisiți pe noi cu să puntați de viață, perfect, totuși 30 de ani nu se liniște. Anta Gabriela. Acum am mai adăugat niște Părnescu, deci ne-am păstrat și Anta. Am terminat UPS, Utilaj Tehnologia Suntem la Galați, am stat în combinat, am văzut cum s-a degradat combinatul, deci am asistat la vinderea unor bucăți de metal pentru a ne plăti salariile. De 4 ani sunt în Bacău, lucrez la Agricola Internațional, în departament de export. Sunt căsătorită, nu am copii. Care-i combinatul? Șantierul naval Galați. Galați. Poate nu știți, eu am citit în presa de el și eu am zis, nu, poate nu trebuie să fie la dumneavoastră. Și te demolăm căile ferate care nu sunt funcționale. Deci asta e cam 30% din căile ferate române. N-am înțeles. Au vândut... Nu mă interesează pe mine ce au de gând de ăștia, dar de ce să stai la bucată și în de care ferate? Ca să poată să-și plătească salariile prin vinderea altă. Nu, 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 punctual aici. Vine de care ferată închise de la Suceava la Putna. Și că astea sunt cam 30% din aștia și demolează. Cine o să le mai refacă? Dar nu trebuie. Mi-a dat să laudă cu câți chilometri care trebuie. De 4 ani sunt în Bacău, am modificat. Și bătul meu că n-a reușit să vin, am fac naveta Bacău. Argeleanu și Daniela. Artur Dore Iovidiu, da? Da. Este, da, avem patru. Artur Dore Iovidiu. Artur Dore Iovidiu. Artur Dore Iovidiu. Artur Dore Iovidiu. Am terminat facultatea de educație în Corea. Am curat facultatea de educație. Am urmărit. Popular, o meserie. Am fac montaj, vreo 10 meserie mai frumoasă. Ok, o poate. Nu de alta, dar am muncit 30 de ore, ca să scot din filmul inițial. Ah, de asta vezi. Doamne, și pe domnul dirigent. Acolo, doamne, aici am acolo, am terminat în 90 și cu apătarea din Corea și de la Sângele, după aia am dat un an cu mine. După care eu am dat un an cu mine. Între timp m-am căsătorit. Am fost căsătorit 10 ani, am și divorțat. Iar ca continuare a ce spuneam atunci, am trecut în 4 firme particulare, distribuție specială, comerț. După aia, cursuri de IT și în momentul de față mă ocup și cu Stefana și cu ce înseamnă domeniul ăsta IT, ca la care absolut tot. Și mai nou, de vreo 7 ani, broker în asigurări, deci cu cursurile Uniunea Europeană luate, atestat, deci mă ocup cu tot ce înseamnă domeniul ăsta, tot ce înseamnă cetățenia Uniunii Europene în domeniul afacerilor. Viața, nu viața, absolut tot ce înseamnă. Deci combinat cu sunt acolo cu toate modernismul, tehnologiei, gadgeturile, nu mă deranjează. Dar există dreptate, aveți dreptate, este o mare prostie. Tehnologia a început să ia locul minții. Așa este, la tine totul este virtual și mai puțin. Cristian. Și rest, mă bucur foarte mult că ați venit aici, profesorii și tot întâlnit atât de mulți. O mare realitate pentru care ne mulțumim organizatorilor și să sperăm că o să fie o zi de neuitat pentru toată lumea. Mulțumesc, Anastasia. Bravo! Botor Lucian. Botor Lucian.
Ca să vedeți și lucrurile noastre în altă prădăriși. Prima dată începa, vă mulțumim pentru acea piatră de temelie care ați pus-o cunoaștințelor mele, piatră care am căutat să înciocnesc și să mă șlefuiesc în continuare. După ce am lucrat la acea schelă de la Zemeș, am cochetat cu viața privată, m-am lăsat de inginerie, afacere care i-am lăsat o soție, până la urmă, eu m-am reîntors la inginerie. Și după un lucru prin mai multe servisuri din Bacău, m-am orientat spre departament de daune din cauza societăților de asigurări. Actualmente, anul trecut am terminat și doctoratul, tot în domeniul accidentologiei rutiere. Ca plan de viitor vreau să scriu o carte referitor la această teză de doctorat, când sănătatea îmi permite că am o problemă medicală. Sunt căsătorit, am un copil în clasa 11, tot la liceul ăsta. Dintre evenimentele care m-au legat de colectivul clasei, a fost evenimentul nefericit cu colegul nostru Silviu, care a murit cu mine în cameră, a fost colegi de facultate. Iar prin evenimentul fericit, că l-am cununat pe fostul meu coleg Ioan, pentru că... A câta oară? Nu se mai știe. Tată, vă mulțumesc. Nu ești consilier la județ sau tata? Nu, nu. Bondo. Da, ești bun. Da, dar s-a putut de viața. Da. Am terminat în anul 1991 facultatea, universitatea de sănătate, am dus la Vineaș. Sunt profesoară de chimie fizică, predau fizica. Am un băiat, student la Academia de Poliție, are 22 de ani. Soțul lucrează tot în învățământ. Mă bucur nespus că v-am întâlnit, că am venit aici și colegii și domnul profesor. Le mulțumesc din suflet, le urez sănătate multă în continuare și sper să ne vedem din ce în ce mai des, că avem ce învăța unii de la ceilalți. Și... Constantinescu Daniela. Să lucrez.
ceva de genul, le spune acum istorie, se spune handmade. O să vedem. O să fie un succes. Ar fi foarte bine, mai ales că tehnica, deci o să fie ceva online, cu vânzări online, ca așa se poartă. Și pentru că îmi doream mai multă liniște. Vremurile sunt foarte, din ce în ce mai sus, mai dificile, mai stresante. E un cuvânt care noi nu știam în anii de liceu. Da, și asta este despre mine acum. Headway cu bijuterii sau... Da. Apropo de bijuterii, mi-aduc aminte de seturile de cercei și colierele doamnei profesoare Vichinie. Și pantofi, și era ceva... Da. Au trecut mai de mari bonite de rămâne. Dar o să fie ceva, începând de la croșetat, tricotat, transformat, diverse. Idei avem. Avem și cățeluși, și haine pentru căței, și diverse. Chiar am multe idei, o să vedem să iasă bine. Și mulțumesc încă o dată pentru momentele de astăzi. Am căsătorit, am un băiat, clasa 11, ceva, acest
și cam atât. Mă bucur că ne-am revăzut. Și zâmbete, și glume, și educație, de exemplu, de la doamna Șova, mi-aduc aminte, spun ceva ceea ce o spun și la seminarii mari mea, dar nu să spun cu ce mă ocup, mi-aduc aminte în clasa a 10-a, care vedea în toate încă de uitat la paltof, cum e îmbrăcată, că de bine arată, și mi-aduc aminte că ne-am luat o dată pe sală, nu știu dacă din fete mai ține minte. Băieții, ce spuneam? Le dau cuvântul. Și țin minte că ne-a spus, știu că mă admirați, și așa ne-a spus. Dar haideți să vă spun așa, atunci știu că la dumneavoastră am auzit despre un stil de viață sănătos, am auzit despre să bei apă, am auzit despre cum gândești, că contează foarte mult, și a spus ceva de țigară. Și a spus că vă văd că sunteți cu țigara. Haideți să vă spun ceva, fetelor. Când o fată fumează și un băiat o pupă, este ca și cum ar linge o scumieră. Deci n-am pus țigara în gură. Vă spun la toate fetele, femei, la toată lumea care mă întreabă, cum ai, Cari, n-ai pus nimic, nici măcar să încerci? Nu. Vă dau de exemplu, mi-a rămas asta. Acum, nu de asta. Ceea ce nu mi-am dat seama în secunda aia, că dacă sunt căsătorită cu cineva care fumează, zic așa, m-aș linge o scumieră, că dacă îmi dădeam seama, probabil mă apucam de fumat. Mi-aduc aminte de doamna Condrea, cât de frumos preda istoria, ce frumos transmitea și cum spunea, la fel, mi-aduc aminte de... Deci am terminat chimia și am făcut chimia și după aceea am făcut și engleza, am predat engleza timp de 7 ani. După cei 7 ani mi-am dat seama că mie îmi place foarte mult să sunt stăpână pe timpul meu. Și îmi place enorm de mult să am timp cu copii. Am 2 copii, băiat, fata am prins 24 de ani acum 2 săptămâni. Termină acum, este la București, la Relații Internaționale în limba engleză, termină masterul. Bogdan împlinește 26 de ani pe 19 iulie, termină finanțe bănci, tot în engleză. Rezidențiatul. Sunt divorțată de 5 ani. Ceea ce fac, de 17 ani am o afacere proprie în network marketing și sunt foarte mândră de asta. Am ajutat foarte mulți, foarte mult să facă bani, iar acum de aproximativ 5 ani scopul meu este tânăra generație. Copiii sunt cu mine în acest business și am un scop foarte mare să ajut tinerii, indiferent ce universități termină, să aibă un venit stabil, pentru că dacă ai bani, trăiești în demnitate. Nu trebuie să te vinzi, nu trebuie să pleci din țară și contează și foarte mult în ce valori stai. Deci ceea ce mă motivează cel mai mult acum este tânăra generație. Pentru că îi văd faptul că stau foarte mult printre ei, văd o mulțime de tine că termină dreptul, termină facultăți grele și stau bagând cliente prin București, prin viață, se gândesc să plece, dar nu au posibilități. Și mi se pare foarte greu când știu ce înseamnă chiar să termin la universitate și destul de grea să stai și să nu poți să practici ceea ce ai învățat. Asta este tot ceea ce vreau să vă transmit și în final încă o dată toată dragostea și toată recunoștința și pentru tot ceea ce ne-a dat. Multă sănătate!
După aceea am lucrat 7 ani în Zăr de Andelope, 9 ani în Ghese Auto și din 2012 m-am făcut acele lucruri. Sunt căsătorit de 25 de ani, o fată de 20, a terminat cursurile de stewardesă și acum face psihologia la fără să vedeți. Mulțumesc pentru prezență și n-am spus niciodată, domnul ministru, trebuie să fie atent la ce spun, că e mult mai greu să iei toată un 5 decât un 10. Agenția de Plăși Intervenții în Agricultură în domeniul geofizică, măsurători geofizice. Sunt căsătorit. Am doi copii, două fete, 16 și 18 ani. Și vă mulțumesc că existați. Lupul Gabriel. Ne-a spus în liceu, chiar la treapta a doua, ne-a spus așa: acești ani sunt cei mai frumoși ani din viața voastră. Și avea dreptate. Bine că atunci, dar ne gândim bine, eu zic că da. Sunt cei mai curați. Pentru perioada. Atunci nu prea înțelegeam, de cum dracu e așa de cea mai frumoasă perioadă, că era treapta a doua la mijloc. Din 4 clase trebuia să rămânem 2. Și-o fi așa de frumos, nu știu. Pregăteam de facultate. Aveam ori la matematică și la chimie. Doamna profesoară de istorie era un înger pentru noi și doamna Buțu. Domnul istor, am avut onoarea să colaborez doar pe partea de armata. Deci era un înger și pentru. Era un înger.
vorba unui clasic în viață, Cătălin Barbu, bine că am scăpat. Dar nu e adevărat, după aceea am realizat că au fost lucruri pe care puteam să le fac mai bine și mi-a fi folosit în timp. Ca și realizare, am terminat ingineria, degeaba. Pentru că, deși mi-am folosit tot timpul, nu am avut, nu am lucrat în fabrică sau în ingineria. Acum se plătește și termin și tot degeaba. Acum se caută ingineri și în Danemarca, în țările nordice, ingineri români au nevoie de ei. Acum. Da. Am zis că degeaba pentru că nu am profesat meseria de inginer. Da. Însă, mi-a fost de folos totdeauna. Gândirea matematică, strictă, fizica care am învățat-o cu domnul profesor Fischer, am și acum caietele mele de considerații fizică. Considerații teoretice. Considerații teoretice, da. Dar carnețările? Tot. Da, toatele. Fata mea învață fizică după caietele scrise analfabetic de mine. Dar pe date de domnul profesor Fischer. Poate vreau să zic că dacă nu le-ar avea caietele, ar fi foarte greu pentru ea. Da, exact, da, extraordinar. Deci am terminat ingineria, după aceea am fost profesor. Am fost director regional, acum am ieșit un pic din sfera vânzărilor, mă ocup de magazine, sunt categorii manager. E un domeniu, ceva, o nișă ceva mai strânsă, cei care lucrează în supermarketuri și așa, știu ce înseamnă categorii manager. Dar vă zic sincer că tot ce am învățat în timpul liceului, de la școala generală, am avut o profesoară de matematică care m-a dat cu capul de tavă dacă nu știam. Și am intrat la liceul Pătrășcanu fără o oră de pregătire. Am făcut liceul Pătrășcanu, am luat treapta a doua și am intrat la facultate din prima, datorită profesorilor extraordinari pe care i-am avut și pe care îi estimez și sper să le fac ce onoresc. Vă mulțumesc! De 11 ani sunt în Bacău. Mi-am început cariera în județul Caiuta. M-am căsătorit, am doi copii. Fetița mea a terminat facultatea de inginerie biochimică aici în Bacău. Este ingineră la Farbe, o fabrică de vopsele din Mărura. Băiatul meu este student la Facultatea de Automatizări și Calculatoare din Cluj. Este în anul 2 și consider că acești doi copii sunt cea mai mare realizare a mea. Vreau numai ceva să verific cu mine să cred. Deci ați plecat de mult cu tânsul? Am sincer. Am plecat din Habita pentru că nu mai aveam post. Trebuia să predau în limba maghiară și nu știa. Da, am înțeles. Am să confirm ceea ce nu vor să scrie nicăieri, nimic. Române nu au loc în județul ăsta. O colegă de facultate preda română până la Revoluție și la Revoluție că a spus a doua zi, cu anul nou, plecat de aici în ceea și cu ochiul lat când ne spunea la ea și nu venea să cred, dar cu 10 ani. A fost 10 ani, spunea, și că a plecat de acolo, că altfel înseamnă că o poliție. Nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg. Așa e. Nu pot să înțeleg de ce suntem așa de înverșunat. Românii par mai mare. Da? Și cred că de aia suntem așa. Eu am avut o experiență negativă la propos de locuitorii noștri din țară. Am trecut, am deschis magazinul și ne prea ciucă. Sunt oameni extraordinari, să știți. Sunt foarte harnici și foarte ascultători. Și corecți. Liniștiți.
Însă, lucru care m-a surprins, asta zic că e o chestie negativă, toate celelalte au fost pozitive, deci am lucrat cu oameni extraordinari. Lucru care m-a surprins a fost faptul că tinerii nu știu limba română. Deci nu bătrânii care să ziceți că stau la țară, nu știu unde și nu știu limba română. Tinerii nu știu. Nu știu. Era o perioadă mai tulbure, aveam nevoie de niște modele care să ne conducă în viață. Poate mă repet, au zis și colegii mei, dar cred că asta ne-a făcut să fim ceea ce suntem azi. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Domnul Popa, Nicu Gabriel. Prin Canada nu se știe cu exact. Mi-a precedent la 10 ani, poate nu are nici celor. Poate nu cel puțin la asta, la profesor, va fi mai greu să ne cunoaștem, să ne recunoaștem, dar cu colegi deja m-am recunoscut destul de bine. Țin, în primul rând, să vă mulțumesc mult pentru efortul și sacrificiul noastră, domnul profesor, în formarea și educarea noastră, în 1990, Institutul Copernic Gheorghe Asahi din Iași, Facultatea de Metalurgie, apoi în 2004, Facultatea Universitatea Aurel Vlad din Arad, Facultatea de Științe Economice. 10 ani am lucrat în la fabrica de vagoane Astra, în Arad, acolo m-am stabilit. Iar din 2004 lucrez la Primăria Municipiului Arad, funcția de consilier. Am două fete, cea mare se va căsători în septembrie, face 24 de ani, și am mic în clasa 6. Probabil va veni cu seară la petrecere. Deci am zis, am de 25 de ani de căsătorie. Sunt de argint, cum ați venit. Și tot timpul m-am urmărit cuvintele domnului profesor Lasă, că formarea noastră profesională depinde, în primul rând, de noi, iar realizarea pentru planul familial nu depinde doar de noi, ci și de cei de pe care ne alegem. Cam așa. Mulțumesc mult! Domnul profesor lucrez tot în învățământ.
Până în anul 2000 întrerupere am fost la profesor de matematică la Dijon, iar acum din 2004 la Colegiul Național Vasile Alexandri. La fel, pe scurt, am doi copii, o fetiță care este studentă în anul 1 la medicină la Iași și un băiat care este în clasa 9 la mine la Alexandri, copil matematică informatică. Sunt foarte mult să vă mulțumesc pentru tot ce ați însemnat pentru noi, pentru mine și pentru întreaga generație. Și ce-mi doresc, mi-am dorit, îmi doresc și sper să pot realiza, să păstrez în meseria mea prin ceea ce fac, spiritul, a ceea ce m-ați învățat, a ceea ce, cum m-ați format și sper să fie totul bine în continuare. Un lucru nu vreau să-l aplic, acel minus minus 5 care mai luam la engleză. Încerc să nu pun aceste note. Dar mulțumesc încă o dată pentru tot și mulțumesc colegilor care sunt aici. Lorenz avea toate mai mari. Da, mai mari, era fată. Hai te le știți. Dar și noi îți mulțumim că ai fost cu ideea. Deci el a fost motorul. El a fost motorul. Actuală Răileanu, căsătorită, absolventă de energetică, a doua specializare, a doua facultate matematică, profesor de matematică începutul 92 până în 2008. Din 2008 până în prezent sunt inspector de specialitate în cadrul Ministerului Educației. Locuiesc în București din 95 până. Mulțumim tare mult! Nu am copii! Unde au ieșit? Tu, una, Daniela. Daniela. Deci, la acel moment, întâi de toate că am, prin jocul sorții, am ajuns la Universitate Vasile Alexandri, am intrat întâi asistent universitar. Am avut un șoc să constat că a fi profesor la universitate nu era ceea ce credeam eu că este. Întâi de toate că și salariul era foarte mic, veneam din privat unde trebuie să recunosc că aveam un salariu motivant. Am stat asistent, m-am înscris la teza de doctor. În 2000 am devenit cel mai tânăr doctor inginer în inginerie mecanică, în domeniul inginerie mecanică. Din 2007 sunt conferențiar universitar, predau obiecte tehnice, între timp și comportament organizațional. Sunt căsătorită, soțul meu este profesor universitar. Împreună am scris sau separat o mulțime de cărți, articole, n-aș vrea să vă încarc timpul cu toate acestea amănunte. De am trecut, conduc și editura Alma Mater a Universității Vasile Alexandri, editura acreditată CNCSIS, editură foarte, deci editură renumită, colaborare cu toate editurile mari din România și din străinătate. Am în subordine și atelierul de multiplicare Tipografia Universității, studenți, casă, curte, doi feței. Ce să vă spun, fără copii, Dumnezeu a hotărât că dacă tot mă ocup de atâtea sute, să nu mai bat capul și acasă. Am constatat că de-a lungul timpului am muncit foarte mult și astăzi nu mai găsesc motivarea pe care o aveam la început. De ce foarte mulți colegi au plecat dintre noi, colegii tineri, care prestau exact aceeași activitate ca și mine și am înțeles că nu contează ceea ce faci, important este să fii sănătos, iată, să ajungem vârsta domnului profesor și să putem să ne revedem totdeauna cu drag. Vă mulțumesc că ați venit și vă doresc, exact cum se spune în poveste, sănătate, viață lungă și bani în punctă. Mulțumim, pe partea tehnică și pe tot ce vedeți acolo e opera. Poate chemăm la anunț la copii. Dar ne chemăm la anunț la copii. Bine că știi. Poate sunt foarte emoționat. Să vedeți ca întotdeauna. Da. Este Miaș. Miaș. Lucrează la Mapă, nici mai.
după care facultatea de management de la, din București, de la Universitatea Ecologică. Sunt căsătorită de 27 de ani, o fată de 26, care este cea mai mare realizare a mea, în afară de cele materiale care contează și ele, dar cred că trăim prin copii. Fiica mea a terminat facultatea de drept, am stat de la psihologie, master în drept, și acum este doctorand în științe politice, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și colegilor mei. Mulțumesc și celor care s-au ocupat de organizarea acestui eveniment și să dea Dumnezeu să ne fie bine în continuare. Și acum sunt pensionat de primul.
E singurul nostru preferat. Îmi pare rău. Deci am beneficiat de lege, n-am făcut-o eu. Am prins și grupe de muncă și toate alea, că am și zburat și în zborul de Egipt și am prins 2 ani la an și cum am făcut ani am și fapt. Și am fost prieten. Ne faceți o poză cum stăm în băieți așa toți? Nu, nu.
toată dimineața. Să vă I'm gonna make you mine.
numai tu, numai tu, numai tu. Dacă îți lacrimă sau cânt, numai tu, numai tu, numai tu. Dacă îți la început de tine, numai tu, numai tu, numai tu. Sau lumina caracol, numai tu, numai tu, numai tu. Hai cu mine, draga mea, până la apus de soare, să-mi dai ochii gura ta, să ne audă lumea mare, să ne audă dragostea, să ne audă stele luna. Tu acum cu mine întotdeauna, sunt azi de ciniștea mea, zic că lumea cea zice, nouă florea de punea, în grădină toți zice, sunt al tot ciniștea mea, cea mai minunată Dumnezea.
resonanțe, sta sotifi per i mugania. Con resonanțe, sta sotifi per i mugania. Eu atras marmara.